Io saltato il match, mi manca sì, dai, un episodio adesso con il manager carriera con il Real Madrid. Basta, non so se come niente un match o se compro un duro giocatore. Sì, da come avresti smesso l'episodio, abbiamo fatto un like, stendi un peste se c'è like, 15 like, che te potevo noi stendi. Sì, dai, se trecciamo la treba. Vedo prima data, Treviso viene puzzi in equipa. Io ho mai fatto data tattica. Tipo tattica. Oh, arata camera. Sincer, Bale, unde ești? Vale. Așa. Te-am văzut, Galezul. Intră Galezul aici. Pune Ronaldo la stânga, pe Benzema dreapta. Bun. Și o să ne trebuiască formația 4-2-1-2. Pentru că mie așa îmi place să joc. Și da, hai să vedem 4-2-1-2. 3-1-2. 4-2-3. Nu, mi-e trebuie formația cu 4. 4-1-3. Bun. Pentru că am nevoie de închizător și nimeni altul decât Kante o să fie cumpărat aici. Și ne-ar trebui un portar, nu știu cine să fie acesta. Un portar ne-ar cam trebui în locul lui Kiko Casillas, să mai cumpărăm un portar așa. Cea, știu ce vreau să cumpăr. Q-O-U-R-T-O-I-S. Real Madrid s-a interesat foarte mult de Thibaut Courtois. Deci, zic, de ce nu? Avem 47 de milioane, el e 40 de bulioane dau, mai mult nu dau pe el. Și mă mai interesez de David De Gea. Și de Gianluigi Donnarumma este important, tânăr, un portar tânăr, dar merită. Voilà. Trebuie să vinem ceva oricum. O să vinem în curând. Câte ceva îl băgăm pe shortlist. Iese să nu se vândă și da, hai să căutăm. Până când facem bani și reclame. Bun. Și finish draw. Vreau să văd grupa în care am picat cu Realul. Am picat în grupa H cu Dortmund, cu Beşiktaş și cu Feyenoord. Bun. Și da. De fapt, ba da, o să jucăm un meci astăzi, se pare. Player value offer, nu vreau puțin mai mult, vreau 50 de bulioane pentru Marcelo și îl voi da dacă este. Courtois a bit rejected, prea puțin și se pare că o să jucăm primul meci pe ziua de astăzi cu o echipă mai decentă, cu un Casemiro acolo. Și o să-l folosim pe Luca, nu putem să-l folosim. Bun, hai să trecem mai departe și să jucăm această partidă. Să sperăm că o să-i batem pe cei de la Deportivo. Să sperăm că nu va fi un doar și să fie un poate. Pentru că m-aș enerva și da. Începem noi cu Cristiano Ronaldo, Luca Modric. Și este pe ultra rapid și acum o să vă zic de ce nu am mai postat. Până acum, nu am mai postat din cauza că am niște neamuri la mine, repet, am mai postat și acum câteva zile clipul acela cu transferurile și da, v-am mai zis că am neamuri, dar mâine o să plec la ei, la neamuri, după aceea o să vin iarăși și cred că o să mă pun iar să postez, nu știu, nu promit nimic, vreau să avem cât de mare susținere se poate, 15 like-uri și postăm următorul clip. La anteriorul clip n-am văzut nici pic de susținere, adică mai vede și eu un comentariu, ceva, îți iei copyright, atât a fost singurul comentariu. Și o mică întrebare, pentru cei care știu, n-am văzut niciodată intro-ul ăla. Spuneți-mi de ce mi-o copyright, este un intro identic sau nu? Gareth Bale. Cu o pază către Casemiro. Isco!
Su della distanza. Minuti due, quattro di fatto. Padre Cristiano Ronaldo. Sare ni me la capcia se gol. Nu am înțeles ce a fost acolo. A ajuns mingea la Sergio Ramos. Sergio Ramos a deviat-o, iar Isco cred că a băgat-o în poartă. Super, 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 super. Cristiano Ronaldo are nota 5 în acest moment. Isco are nota 8. Isco nota 8. Bene, 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 bene. Termină prima repriză foarte bine. Real Madrid conduce Deportivo La Coruña cu 1-0. Și vin modificările de la pauză. Trece aici în axul central. Așa. Cornerele vor fi bătute de nimeni altul decât și omul ce bate la Real Madrid în realitate, Luka Modric. Și Cristiano Ronaldo va fi ales și aici. Confirm, Cristiano e capitanul. Toate bune și frumoase. Apropo, am pus mulți jucători pe lista de transferuri. Aproape toți jucătorii, ca să-mi vină oferte pentru ei, dacă cumva este, să-i vând. Adică, de ce nu? Ocazie pentru noi, chiar acum, dar da. Acest episod este deja de 6 minute, la 15 minute vor dura toate episoadele din această serie, 15 minute. O să terminăm, cred că foarte rapid. Bine, depinde. O să urmez eu o reacție la o piesă, nu dau spoilere, vă spun că o să urmez o reacție și atât. Și să vă zic că e ceva legat de Panamera, Furca Bandera. Bun, un assist, Mars. Bun. Hai să trecem în următoarele zile. Cine știe, 2 milioane înapoi în club, țac, țac. Manchester dă 50 de milioane. Și acum e acum, pentru că nu știu pe cine altcineva să iau. Și o să mai aștept să văd dacă îmi vin ceva oferte mai bune pentru altcineva. Kiko Casillas. Mai tenta să pleci, dar tu nu o să primești 25 de bulioane, adică să fim sinceri. Cine să da, o să dea pe tine 25 de bulioane? Valencia vrea să-l ia pe Llorente, Marcos Llorente va fi dat doar pe 15, pentru că na. Știu că tu dau bid că e prea slabă oferta. Vedeți Bolton, withdraw. Șmechere! Da. Hai să vă pun să mâncați lapte cu biscuiți și hai să facem patul să plecăm. Bine. Da? Așa, mamă. Bun, guys, era mătușa mea. A intrat peste mine. Te rog, nu spune că e la Marcelo. Nu. Valencia nu-i convine, nu le convine celor din Valencia. Și ofertă pentru Mateo Kovacic de la PSG. O să scot oare 35 400 de bolioane. Nu te la discuție, o să-mi gigi pe cali, țaca, țaca. 35 de bolioane am nevoie. Bun, deci device. Bă, nu m-ar tenta să-l dau, că n-am altul. Și o să dau reject. Reject bid. Hai să fim așa realiști. Omul ăsta merită 70 de bulioane. Bine, am nevoie de bani, adică dacă n-aș fi avut, n-aș fi comentat.
Bun, 10 minute, mai ținem acest episod. De fapt, ținem până când o să-l cumpărăm. Când o să ne cumpărăm portar și așa. Keylor Navas ar mai fi o soluție, că este liber de contract Navas. Dar că nu m-ar tenta așa o carieră cu echipa real lui, așa, wow, real tot, știi? M-ar tenta o carieră cu echipă, cu numele Real Madrid. Iată că marchează Francisco Isco dublu în aceste dueluri amicale. Să sperăm că o să marcheze atâta și în campionat. Pentru că credeți-mă, guys, am mai făcut de o serie de genul și știți ce? Marcam în toate duelurile amicale și când era, fac this shit, deci când era să marcăm în campionat, nu marcam nimic. Luka Modric marchează și el. Un meci uimitor făcut împotriva celor de la Getafe, Football Club. Bine, că nici ei nu sunt echipă mare. Trebuia să facem cu echipe mari, Barcelona, PSG, pana mea. Trebuia așa optimizat jocul, nu? Pana mea, îmi dă Getafe din primele 20 de minute. Oricum, guys, știu că încep cu carieră mai, o echipă mai mare această carieră, doar că de ce nu mă gândesc? Și știți de ce mă gândesc, de ce nu? Pentru că, ascultați, vreau să ducem Real Madrid către a 14-a cupă UEFA Champions League, o să facem și live-uri cu această carieră, pentru că, da, 15 minute... episodul plus live de oră plus bla bla bla, da, marchează și Gareth Bale, dar nu marchează Cristiano Ronaldo, omul de care, la care se așteaptă acel gol, dar are nota 10, este man of the match în acest moment Cristiano Ronaldo și da, bravo lui, omul chiar bazat pe ce face Modric cu Toni Kroos, Gareth Bale, ce gol, înscrie Gareth Bale și se bat Gareth Bale și Cristiano Ronaldo la man of the match și se pare că Cristiano Ronaldo ratează din 1-1 cu portarul. Iar acum Luka Modric se enterează, Luka Modric vine, Isco ratează și el. Bale. Ronaldo, gol! Bun, guys, și o să revin imediat. Bun, guys, am revenit. 5-0 am bătut, am marcat și Cristiano Ronaldo și mi se pare că el este man of the match cu Gareth Bale. Nu, Gareth Bale este man of the match. Hai să vedem jucătorii noștri. Cristiano, 2 asisturi și un gol. Bun. Da, și la ei s-a accidentat numai Remy. Nu mai s-a accidentat omul ăla. Oricum, guys, avem o copilă pe fundal, știu. E verișoara mea. Da, cum așteptam, cum credeam. Și Tottenham Hotspur ofertă pentru Sergio Ramos. Și ai simțit o bulioane? Ceva, e cel mai bun apărător, să fim realiști, din lume. Tottenham Hotspur, nu. Pogba la Paris, Silva la Dortmund, maică, sfântă. Eu vreau să-l iau pe Jerome Boateng. Da, o semnat Pogba, Silva și mulți alții la alte echipe. Deci eu nu mai am șanse cu Pogba. Vreau să-l fiu pe Pogba, îmi strângeam bani și pana mea. Pogba, ceva. Bun, deci mai ținem acest episod, meciurile aci. Mai ținem acest episod până când facem bani de orice, până când o să facem primul transfer. Adică primul episod o să fie mai lung, să fim sinceri.
Bun, Isco, trage în blocaj și Chichi Carzola reține acest balon. Chichi Carzola, ce numerele. Castillejo, Halilovic, Bale, Bale cu o pasă către Isco, care nu ajunge la acest balon. Isco, 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 pasă către Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, penalti pentru Real Madrid, obținut de Cristiano Ronaldo. Cum am rămas eu cu vocea? Și Ronaldo este în acest moment, în acest minut 25, man of the match, gol, Cristiano Ronaldo. Sí. Și Real Madrid conduce Las Palmas cu 1-0 în minutul 25. Isco, Francisco Isco aruncă de la margine pentru Cristiano Ronaldo. Gareth Bale, Toni Kroos, marchează și Luca Modric de fapt. M-am încurcat, era prea mare adunătura acolo și toată echipa Realului este în... aproape toată echipa Realului este în jumătate adversă de teren. Etebo, un duel cu Rafael Varane și este cartonaș galben pentru francez. Da, este cartonaș galben pentru Rafa Varane, să nu mai faultez Varane. Rafa. Luca Modric, un șut de la distanță, mergea acolo, era... Deci mingea a intrat în poartă, dacă mai devia ăla, intra în poartă. Bun, guys, hai că avem nevoie de meciuri, de susținere, de... Eu sunt Gigi Bucolic, Gigi. Băi, căi, există 3-4.000 de euro, ce să faci? Cristiano! Bun, și este gata această partidă. Mai este o lovitură liberă. Castellano trage de o pasă scurtă și este gata acest meci. 2-0 Real Madrid și cred că va urma primul transfer pe ziua de astăzi. Dacă nu merge cu bani. Că nu merge fără bani. Știți ce facem? Luăm cheilor Navas. Deci, bid accept. Mai așteptăm câteva momente. Arsenal is varan transfer approach. Bun, deci dacă îmi dau ăștia de la Arsenal 31 de milioane, ești de pe cal și negociești, o să am bani de David De Gea, de mulți alții, știu grupa în care sunt, mi-a mai dat o dată, nu știu ce are. Sunt accidental cross, 4 zile, până la meci e ok. Preston Nord, Ainge, Kiko Casillas, bun. Deci ne căutăm pentru prima și prima dată portar. Deci, Dona Roma. Sunt cu o mână, scriu cu o mână, Donnarumma, position, ceva așa de top, știi? Value e până în 40 de bulioane, pentru că eu sunt Flavio Mobile, eu negociez cu orice jucător. Noi de Gea și Courtois. Bun, deci Thibaut Courtois este mai tânăr. David De Gea este giugiuc dacă vine la noi. Dar la David De Gea nu se accepte suma. Bun? Nu se accepte. La ăștia de la Chelsea dăm 45 de bulioane. Și la Manuel Neuer nu are rost, pentru că mai joacă câteva sezoane și este out din lumea fotbalului. Courtois, De Gea, Peter Jekt. Vă trebuie cai verzi sau 50. Courtois la tine mai înțeleg. Am dat 45. Dăm
50 de poligoane la tine, pentru că dacă real a vrut să te ia și în vară, chiar acum, în momentul în care eu filmez, cine știe, Annie Prince, 55, mai mult nu dau pe el. Nu, că e prea mult omul ăsta și primesc mesaje de la nimeni altcineva decât Discord. Atletico cumpără aproape toată echipa. Bun, și acum o să avem, cred că, cât de cât bani. Avem 61 de milioane, fiind 10 milioane și dăm 60 de bolioane. Deci, dacă dau 60 de bolioane, negociem contractul ceva? Bun, bit send și jucăm iar cu Leganes. S-a accidentat Cristiano Ronaldo, cât timp mă interesează. Scoate, rog, nu, te rog, spune că nu-i 3 luni. Cred că e lui Achille. Să-mi trag palme, 12 săptămâni. Joc cu aeritul de Benzema. Da, în fine, îl folosim și boia Maioral. Și cam ăsta cred că o să fie ultimul meci din acest episod. Este meci de campionat și lipsește Ronaldo la primul meci de campionat. Overviews, live score, league table. Și suntem pe ce loc, asta m-ar interesa, la un egal, pe ce loc ne-am clasat? Ne-am clasat pe locul 4, dar nouă ne trebuie victoria. La lugla. Faul la Casemiro? Nu. Fault comis de Casemiro, care ia și cartonașul galben, care primește cartonașul. O să încercăm alt jucător, dacă nu vine De Gea, o să căutăm Gianluigi Donnarumma. Este 1-0 pentru Leganes, ne bate Leganes. Să vezi cum mă mut eu la altă echipă. Iñaki Williams, Aduri, yes. Moreno, Gerard. League tables, Las Leganes. Fără Ronaldo acolo în atac nu prea este fotbal, nu știu. Că era Ronaldo se mai schimba unele lucruri, nu știu ce să zic. Intră și nu e alt decât acest jucător de atac, Marco Asensio. Ce a făcut? Oh, am crezut că este o greșeală în apărare. Luca Modric bate lovitura liberă pe poartă. Dacă era cineva acolo, era perfect pentru că era gol, marcat cu călcâiul cumva, dar o băga în poartă. Un jucător de ăsta mai bătrân, dar mai cu experiență, știți cum zic eu așa, băiatul vostru. L-avem un băi, ce mă, ultimul loc în ea noastră. Minus un punct, ce să zic. Ramos, cartonașul galben și pentru Ramos, nu cartonașul roșu, că dacă îl iau te înjur, fierai tu al racu de arbitru. Hai mă, un gol. Ale, căcatule, nu mai este cine să țină jucătorii și este gol. Deci, în turneu amical, batem, dar în campionat nu batem nimic. Așa, mi-am făcut momentul de magie și este gata. Am pierdut 2 jucători buni. Varane, man of the match.
ce m-am fregat. 3 meciuri. Cât, mă, cât? Llorente, Sings, Atletico Madrid. Păi bun, atunci CG sunt 20 de bulioane, 21 până în 53, dacă știu cum zic. Neuer, De Gea, Oblak, Navas, care e free agent, Ter Stegen, Bernard Leno, Ederson, Donnarumma, pe tine te căutam, băiatule. Dar de ce să nu-mi iau eu unul cu experiență așa, mai bătrânul ăsta, 18 ani? Loris ăsta arată bine. Furochi a avut un campionat mondial dezastru, un campionat mondial la care nu prea au avut șuturi, dar da. 8-5, ia Noblac. Ne intrezăm de ea, Noblac. 45 de bolioane. Țăcă, țăcă, pacă, pacă. De ce mă întrebi? Da, și avem meci. A, nu. Bun, deci Tenerife, ofertă pentru Sanchez, da, îl dăm pe Sanchez. Băi, eu să-mi bag piciorul, dau 50 de milioane, mai mult numai. Și deja mă enervează, leu mai bine pe Nava, dar știu că am luat un portar. Locul lui Casillas. Mor. Mor. Dau cât de... Imediat. Bun, guys, hai să dăm aici 40. De fapt, dăm cancel. Nu. Reject bid. Nu-i prea... Căutăm alt portar, se pare. Ne căutăm portari. Cu Flavie Mobile. Bă, ce prostus. Ce mă enervează, mă, chestia asta, când loc să dau sur și dau altceva. Și încheiem episodul chiar după ce am un portar de ăsta. A, se retrage. Un cai, era puțin mai ales pentru Gigi Buffon. Rui Patricio. Schmeichel. Subasic, Bjorki, Ropej, Alisson de la Roma. 30 de milioane. Deci tu, Alisson, vii. Facem... Înțelegere ceva, ceva, ceva. Țăcă, țăcă, păcă, 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 dau 20 de oi. Dau vilă în pipără. 40 de milioane, nu mai mult. Nu-ți dau, mă, că deja ai mult. Nacho, plec, pleci. Bun. Deci, cam trebuie așa episodul de Ianfu Flaviu. Și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!